Peste 90.000 de doze de la Pfizer-BioNTech au sosit marți 26 ianuarie în România pe cale aeriană. În Mehedinți nu s-a pus până în acest moment problema lipsei dozelor de vaccin, iar imunizarea nu va lua nicio pauză. La nivelul județului s-au primit de la Centrul Regional de Stocare și Distribuție peste 7.000 de doze. În centrele de vaccinare se utilizează atât dozele recepționate de România în tranșă curentă, cât și în tranșele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și centrele regionale de depozitare prin direcțiile de sănătate publică județene. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost vaccinate 132 de persoane, după cum urmează. La centrul de vaccinare, sala polivalentă, 42 de persoane. La centrul de vaccinare, stadionul municipal, 48 de persoane. La centrul de vaccinare Strehaia 18 persoane, centrul de vaccinare Baia de Aramă 6 persoane, iar centrul de vaccinare Vâlciu Mare 18 persoane. Până în prezent, în județul Mehedinți au fost vaccinate 7.307 persoane și s-au primit de la Centrul Regional de Stocare și Distribuție vaccinului COVID-19 7.488 de doze de vaccin împotriva COVID-19. În Mehedinți au fost imunizate până în acest moment 7.307 persoane, dintre care 6.185 de persoane au fost vaccinate cu o singură doză, iar 1.122 cu două doze. De la începutul campaniei de vaccinare, la nivelul județului s-au primit 7.488 de doze.